după cum ați văzut, acum este în trend ca orice să aibă baterie, de la mașini, camere de supraveghere, cam tot ce se poate folosește acum o baterie. Și bineînțeles că cei de la IMU au păstrat trendul și au lansat încă o cameră cu baterie. Am aici SLPT, cameră cu o baterie internă de 5000 de mAh, pan and tilt, human tracking și multe altele, și o să le testăm, bineînțeles, la partea practică, după ce trecem de unboxing și de adăugarea ei pe aplicație, unde putem să o urmărim, bineînțeles, la distanță de oriunde. Hai să vedem ce găsim în cutie. Aici avem un picior de montare, bineînțeles că avem manuale și template de instalare. Și în pachet mai avem doar camera și un cablu Type-C pentru alimentare. Iar aici în partea de jos avem switch-ul de power, on-off, pentru că este o cameră cu baterie. Iar în partea cealaltă avem portul Type-C. Acum văd că are un bracket special de prindere, ce trebuie aliniat. Are doar o anumită poziție în care intră. L-am împins cum trebuie, iar acum stă foarte bine. Dacă vrem să dăm jos camera, avem acest buton. La apăsăm și putem să o dăm jos de pe perete, să o alimentăm, de exemplu. Dar acum cei de la IMU au și panou solare, deci puteți să conectați panou solar la cameră. O să fie independent total, o să aibă nevoie doar de Wi-Fi pentru conexiunea la internet. Lăsăm accesoriile deoparte, hai să dăm și folia jos de pe lentilă. Apreciez că au păstrat același design ca la cruiserul nou. Poți să recunoști foarte ușor acum camerele de la IMU. O să pornesc. Am dat-o pe on. Bănuiesc că mare baterie. S-a prins și LED-ul în partea din față, de stare. Cu cele două LED-uri are, bineînțeles, că are vedere full color pe timp de noapte și are și comunicare bidirecțională. Speakerul este undeva în partea din spate, dacă o rotim puțin, se vede. Acum că am pornit-o, putem să o adăugăm și în aplicație. O să o luați deocamdată aici jos. Recomand să nu o sprijiniți pe motoraș ca să nu afectați ceva. Avem nevoie de telefon și de aplicația IMU Life, ce o găsiți atât pe Google Play Store cât și pe App Store. Aici vă logați sau vă creați un cont nou, iar apoi ca să adăugăm camera avem butonul de pus de pe mijloc sau din colț dreapta sus, puteți să-l folosiți pe oricare. Acum scanăm codul QR, este în spatele camerei. Ne asigurăm că este în modul de adăugare, unde LED-ul cu verde se aprinde intermitent, face asta deja. Deci câteva instrucțiuni de folosire, ce vă recomand să le respectați, și ne pune să ne conectăm la un router de 2.4 GHz. Întrucem parola, mergem pe Next, ne cere și permisiunea la Bluetooth, acceptăm, iar acum așteptăm câteva secunde până când se conectează la cloud și o adăugă în contul nostru. A fost mai rapid decât mă așteptam, ok. Ne asigurăm că totul este corect aici, putem să selectăm cu folosim acasă. Și apăsăm da. Primim la fiecare cameră, bineînțeles, și trial, putem să testăm IMU Protect. Iar acum, dacă revenim la meniul principal, o să o avem aici, putem să dăm play, ca să o vedem, bineînțeles că acum este invers, putem să o rotim și noi dacă dorim. A detectat deja mișcare, a primit o notificare. Butoanele în aplicație le știți, avem volumul, înregistrarea la ce vedem acum, comunicarea bidirecțională pe mijloc, poză, rezoluția la care filmează camera. Jos avem mesajele, dacă avem notificări, funcția de PTZ. O să mișcă super rapid. Mai jos avem înregistrările pe cloud sau pe cardul microSD, dacă folosim unul. Are și slot de card microSD. Ok, și ultima este IMU Protect-ul, ce l-am activat ca să-l testăm. Dacă mergem pe iconița din colț dreapta sus, aici avem multe setări, ne apare și nivelul bateriei, nivelul de la Wi-Fi, notificările sunt pornite deja. Aici avem și setările detecției, hai să intrăm aici să vedem, motion detection, avem human detection și smart tracking. O să-l activăm, iar acum o să urmărească orice detectează. Dacă selectăm human detection, atunci o să urmărească doar persoane. Sensibilitatea, aici puteți să o ajustați în cazul în care, de exemplu, aveți alarme false sau nu urmărește cum trebuie. Dacă modificăm un pic, bineînțeles că o să avem rezultate mult mai bune, trebuie să testăm un pic. Avem aici modul în care funcționează camera, este pus acum pe high performance. Putem să lăsăm pe standard să consume mai puțină baterie. Înregistrează până la 8 secunde și detecții la fiecare 60 de secunde. Sound and light response, aici putem să activăm, de exemplu, spotlight-ul la detecție. Local storage, cum v-am zis, cardul SD, bateria. Night vision este pus pe smart. O să funcționeze pe IR până detectează ceva, atunci o să treacă pe full color și să aprindă și spoturile, depinde de ce setări facem.
share device pentru a adăuga dispozitivul și pe telefonul cuiva din familie, de exemplu. Mergem pe more, aici putem să dezactivăm LED-ul de status, activăm înregistrarea audio, HDR și rotirea imaginii. O să rotesc acum, exact ce v-am zis mai devreme. Putem să restartăm și device-ul de jos. Ok, revenim în meniul principal. Acum nu rămâne decât să testăm funcția de auto-tracking și să vă arăt cum se văd și imaginile capturate de această cameră. Acum am pornit și înregistrarea de aplicație direct. Am pus camera între piept. Pentru care baterii și pot să o lași oriunde, dar cam la înălțimea s-a trebuit montat, undeva la 2 metri, 2 metri și ceva. Acum este pus în jur 2 metri. Efectiv, cum am văzut, o funcționează chiar foarte bine. Am așteptat să fie chiar așa de ok. Am făcut un test deja și chiar am luat-o pe scări de tot mi-a convenit. Chiar de ok. Se vede bine. Dăm mai să vă arăt și câteva imagini la exterior. Acolo Wi-Fi-ul nu este foarte bun pentru că nu avem AP-urile în interior. Deci neapărat camera pusă într-o locație unde aveți Wi-Fi bun la exterior. Eventual luat un AP special pentru exterior ca să nu aveți absolut nicio problemă la distanțe mari. Cam așa se vede și la exterior. Dacă vă dați seama de numele de matriculare, acum este pusă la o distanță corespunzătoare la înălțime de 2 metri și ceva, de zona de interes. Așa se pot vedea și numele de matriculare les. Și auto-tracking-ul funcționează cum trebuie. Am urmărit. Nu am cea mai bună conexiune la Wi-Fi, din păcate. Aici în exterior, pentru că toate AP-urile sunt puse în interior, dar dacă aveți un router mai puternic să acopere și puțin din zona de exterior, nu ar trebui să aveți niciodată. Am pus-o acum și în cea mai proastă iluminare posibilă care am găsit-o momentan. Mai bine un pic de lumină de la geam, între acele jalozele, dar în rest este un întuneric aici. Dar expune foarte bine. Văd că nu dă drumul la spotlight, trebuie să-l plămim noi, ca să arătăm atât și spotlight-ul. Luminează tot. Și la fel, o auto-tracking chiar funcționează. Chiar funcționează ok. Aici se încheie și review-ul de la SLPT, camera de la IMU. Dacă mai aveți alte întrebări, eu vă stau la dispoziție cu drag mai jos în comentarii. Iar data viitoare vă las aici cu o recomandare de la YouTube.